Am revenit la jurnal. Creșterea vârstei de pensionare a declanșat un scandal nou în coaliția de guvernare după ce Paul Stănescu a precizat că socialdemocrații se opun acesteia. În replică, ministrul Boloș susține că măsura este prevăzută în Planul Național de Redresare și Reziliență, iar Raluca Turcan a precizat că această informație este un veritabil fake news. Și dezbatem acest subiect chiar cu fostul ministru al Muncii, doamna Raluca Turcan. Bună seara! Bună seara! Vă mulțumesc tare mult pentru că ați acceptat invitația în jurnal. Mulțumesc și eu! Vedem această comunicare venită din partea secretarului general al Partidului Social Democrat, domnul Paul Stănescu. PSD se opune creșterii vârstei de pensionare. Discuția despre creșterea vârstei de pensionare trebuie tranșată înainte să mai dăm naștere din cine știe ce motive politice și altor îngrijorări pentru români. PSD nu susține o astfel de măsură. Și v-aș întreba dacă până la urmă au avut loc discuții pe această temă sau de la ce vine acest comunicat. Afirmația mea rămâne în picioare și anume este un fake news creat de PSD pe care PSD-ul se așteaptă probabil să tot el să-l rezolve. Pentru că în momentul de față nu există în Parlament niciun proiect care să prevadă creșterea obligatorie a vârstei de pensionare și nici în PNRR nu există obligativitatea creșterii vârstei de pensionare. Dar ne reamintim, doamna Turcan, că a fost o propunere, chiar dumneavoastră ați vorbit despre ea în spațiul public, și anume aceea referitoare la creșterea vârstei de pensionare până la 70 de ani. Într-adevăr, ne reamintim că era vorba despre această creștere în mod opțional, dar totuși discuția a avut loc. Cred că este foarte important ca oamenii politici să aibă proprietatea frazelor pe care le rostesc. Una este să vorbești de creșterea vârstei de pensionare și una este să creezi oportunități ca oamenii, dacă doresc, să rămână în activitatea profesională. Deci nu am avut niciun proiect, ca să fie lucrurile foarte clare, nici un proiect care să prevadă creșterea vârstei de pensionare. Este o dezinformare. Exista un proiect care prevedea interzicerea cumulului pensiei cu salariu la stat și dacă sunt persoane care doresc să rămână în continuare în activitatea profesională, atunci să aibă acest drept să opteze. Punct. Deci ceea ce a inventat PSD-ul rămâne doar la nivel de invenție. Nu există niciun proiect de lege care să prevadă creșterea vârstei de pensionare și nici în PNRR nu există acest lucru. Am văzut o declarație făcută chiar astăzi de ministrul fondurilor europene, domnul Marcel Boloș, cel care spunea că în Planul Național de Redresare și Reziliență este prevăzută și o astfel de măsură pe termen mai lung, desigur. Nu este această măsură. În Planul Național de Redresare și Reziliență există două aspecte legate de, să spunem, această componentă și anume, în perspectivă, egalizarea vârstei de pensionare între femei și bărbați și crearea de oportunități din partea statului pentru rămânerea în activitatea profesională. În momentul de față, pe legea în vigoare, există prevăzută o creștere graduală a vârstei de pensionare la femei. În momentul de față 61 și pe legea în vigoare, da, pe care trăim astăzi, se prevede o creștere graduală până la 63. În același timp există o decizie a Curții Constituționale care spune dacă femeile doresc să mai rămână în activitatea profesională, atunci pot să o facă până la aceeași vârstă cu bărbații. Așadar, nu există nicăieri o decizie de obligativitate a creșterii vârstei de pensionare. În calitatea dumneavoastră de fost ministru al Muncii, pentru că știți exact care este situația pensiilor, poate într-un viitor ne așteptăm până la urmă la această creștere a vârstei de pensionare, în contextul în care vedem că totuși bugetul pensiilor este în fiecare an sub o presiune maximă, o presiune majoră, și vedem că lucrurile nu arată prea bine. Răspunsul este simplu, nu.
Mai mult decât atât, pentru că orice aș spune, risca amatorii de dezinformări să răstălmăcească. Răspunsul este simplu. Nu vom asista la o creștere a vârstei de pensionare. Vă mulțumesc tare mult pentru toate aceste precizări. A fost cu noi Raluca Turcan, fost ministru al Muncii.